Stimați invitați, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, desfășurăm ceremonialul militar și religios închinat acestei sărbători. Se prezintă onorul comandantului garnizoanei Roman și autorităților publice locale. Al României va fi interpretat de Diandra Bancu, acompaniată de Ștefan Buzdugan la pian. La mulți ani, România! Gardă, drept! Vă invităm pe fiecare dintre dumneavoastră să rostiți împreună cu noi rugăciunea domnească Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi, ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre ale tuturor. Cu sârguință ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește!
invităm pe primarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu, să ne adreseze mesajul Gardă pe loc, cu prilejul naționale a României. Preacucernici părinți, stimată doamnă prefect, domnilor parlamentari, domnule comandant, dragi români, dragi romașcani, bine ne revedem! Poate că mesajul pe care vreau să vi-l transmit este scurt, dar este din tot sufletul meu. La mulți ani, România, generații de romașcani își împletesc destinele într-o frumusețe de oraș. Vă invit să ascultăm glasul puternic al romanului. Scumpă țară românească, cuib în care ne-am născut, a mea frunte ce se închină ca înaintea unui sfânt. Episcopia Romanului a fost păstrătoare din totdeauna a culturii și spiritualității orașului. În această curte a episcopiei a luat ființă primul spital, Spitalul Precista Mare, la 1798. Nicolae Iorga spunea că istoria este cartea de căpătia unui popor. Cine nu-și cunoaște istoria propriului popor, acela nu poate construi nici viitorul țării sale. Sunt pasionat de istorie. Îmi place să-mi petrec vacanțele de vară în tabere arheologice, deoarece sunt de părere că este important să descoper istoria eu. Educația este zestrea cea mai importantă a unui popor. Este seva care alimentează spre progres. Un tineret bine educat este chezășia bunăstării unui popor. Am primit șansa să învăț la Colegiul Național Roman Vodă, unde mi-am făcut mulți prieteni, unde am învățat foarte multe de la niște profesori excepționali. Biblioteca este instituția de cultură care adună valori. Lectura nu poate fi decât ceea care deschide orizonturi noi. În clădirea bibliotecii, printre rafturi, ne așteaptă multe povești frumoase care să ne bucure inima. Frumusețe de bibliotecă, frumusețe de oraș, la mulți ani România! Iubesc muzica pentru că, indiferent de naționalitate și indiferent de vârstă, ne unește. Dirijorul, compozitorul și pianistul Sergiu Celibidache este cetățen de onoare al romanului. Noi trebuie să avem astfel de oameni pentru a ne prezenta țara. Frumusețe de parc! Frumusețe de oraș! La mulți ani România! Cred cu toată convingerea că numai împreună putem valorifica potențialul imens de care dispunem în vederea binelui comun. Datoria noastră este de a încredința spiritul neamului românesc generațiilor copiilor noștri, pentru că viitorul aparține celor mândri, puternici, liberi, cu credință în Dumnezeu și în valorile tradiționale. Vorbesc despre țara mea dragă în cea mai frumoasă zi, Ziua Națională. Indiferent de viziuni și opțiuni, cel mai frumos cadou pentru România este ca vocile românilor să se adune într-un singur ecou și să rostească, haideți împreună, trăiască România! Trăiască România! Vă doresc tuturor sănătate, viață lungă, putere de muncă și realizări pe toate planurile. Iar această zi specială să vă găsească împăcați sufletește, dedicați semenilor și devotați valorilor noastre naționale. La mulți ani România, la mulți ani români! Are cuvântul domnul senator Dan Manoligu. Bună seara, romașcani! Într-adevăr, am văzut un film frumos, un film emoționant despre un oraș frumos, orașul nostru. Astăzi e o zi frumoasă, e o zi de sărbătoare și vreau să vă mulțumesc tuturor romașcanilor care an de an, în această frumoasă zi, vă adunați aici, alături de noi, în această piață, pentru a cinsti înaintașii,
pentru a cinsti Ziua Națională a României și mai ales pentru a arăta că sunteți români, pentru a arăta că suntem mândri că suntem români și de aceea venim cu sufletul deschis, uitând de patim, uitând de suferințe, cu bucurie, cu mândrie, să ne sărbătorim țara și neamul. De-aia vă spun din tot sufletul, vă mulțumesc, romașcani, trăiască România, la mulți ani români, la mulți ani romașcani! În continuare are cuvântul domnul deputat Iulian Bulai. La mulți ani România, la mulți ani romașcani, dragă Diandra, dragă Ciprian, felicitări, mulțumim, ați interpretat extraordinar imnul României. Haideți să-i aplaudăm. Acum 100 de ani, pe buzele și în gândul românilor, erau următoarele cuvinte. Zvon, descurajare, decepție și cu toate acestea, Ionel Brăteanu se întorcea de la conferința de pace de la Paris cu o victorie, cu România mare, unită. Acum 30 de ani, următoarele gânduri erau în mintea multor români. Apa este otrăvită, teroriștii sunt pe stradă, se sparg magazinele și se pornesc incendii. Toate acestea s-au arătat a fi fake news-uri, minciuni, manipulare. Acum, în mintea multor români și romașcani, următoarele gânduri sunt o realitate. Nu ne mai facem bine ca țară. La ce să te mai întorci în țara asta? Copiii noștri nu se mai întorc acasă. Îmi doresc din inimă ca aceste gânduri, în perspectiva anilor care vor urma, să rămână doar griji și frici și atât. Un ultim mesaj, transmis de la o persoană care acum se află în public și care atunci când am intrat în primărie, acum jumătate de oră, mi-a spus așa: acel microfon este al nostru, al tuturor, nu doar al vostru, politicienilor, și să știe toată țara. Poate că la anul avem nevoie de mai puține artificii și mai multă apă la robinete. La mulți ani, romașcani, la mulți ani, România! Are cuvântul domnul deputat Laurențiu Dan Leureanu. Domnule primar, domnilor parlamentari, preacucernici părinți, domnilor comandanți, dragi ostași, lucrători în sistemele naționale de apărare, de intervenție, situații de urgență, salvare de vieți, dragi prieteni romașcani, 1 decembrie 1918, 1 decembrie 2019. Mereu vorbim și mereu vom vorbi și mereu se va vorbi. O zi reper, un catarg spiritual al nostru, al românilor. În spatele lui, Tudor Vladimirescu, 1821, pașoptiștii cu marile idealuri, mica unire, războiul de independență, războiul întregirii și desăvârșirea idealului, marea unire. Prea puțin se vorbește despre ce a urmat acum 100 de ani, 1919. 5 ianuarie 1919, cânea ființă Partidul Național Socialist German, cel care avea să producă cea mai mare conflagrație mondială, sângeroasă, plină de durere și zbucium. În februarie, pe 3, are loc invazia armatelor rusești în Ucraina, iar apoi, în martie, are loc primul congres a Comintermului Internațională Comunistă. Iată România, vector, stâlp între ceea ce avea să fie nazismul, dar și ceea ce avea să fie comunismul exacerbat, bolșevismul. România este stâlp, este stabilitate. Să nu uităm că România a intrat și a mers
cu libertate, cu bună credință în Budapesta și în Viena, eliberând de jucul bolșevic aceste state. Vorbim de Ziua Națională. Ziua Națională este vibrație. Este vibrația care se ridică din țărâna în care își dorm somnul de veci și Mircea, și Mihai, și Ștefan, și Cuza. Vibrație care se ridică prin cățuia preoților și ajung în sufletul, în inima noastră, de unde ricoșează îmbrățișând sufletele românilor și din Italia, și din Germania, și din Spania, și din Anglia, și din America, și din Japonia. Iar de acolo se întorc în suflete brave de români care luptă în Afganistan, în Irak. România astăzi își sărbătorește Ziua Națională. Ziua Națională este emoție. Ziua Națională este sentiment. Ziua Națională evocă durere și balsam. Evocă dragoste și tristețe. Evocă spirit născut și plămădit într-o istorie care a frământat de idealuri. Astăzi suntem împreună pentru a asista și la un eveniment deosebit a celor care au organizat această paradă. Felicit autoritățile locale, felicit garnizoana Roman, pentru că în această seară veți putea asista la acea manifestare numită Retragere cu Torțe. Este un eveniment care ridică lumină în suflet și în inimă. Este un eveniment la care suntem împreună pentru a găsi ceea ce ne unește, pentru a depăși ceea ce ne desparte. Este despre frați, indiferent de distanță. Este despre unitate în mai mult și în mai bine. Este despre noi toți. Este despre bucuria românismului adevărat. Dumnezeu să binecuvinteze România, Moldova, neamțul și romanul. Dumnezeu să binecuvinteze românii și pe romașcani. La mulți ani, România! La mulți ani, romașcani! La mulți ani, fraților! Urmează ceremonialul depunerii de coroane. Reprezentanții Camerei Deputaților din Parlamentul României. Oh!
Dava, conducătorul paradei militare, un ofițer cu o vastă experiență operațională dobândită pe durata a 7 misiuni internaționale în 3 teatre de operații. În continuare au trecut prin fața dumneavoastră drapelul de luptă al bazei 3 logistică Zargi Dava, urmat de plutoanele constituite din militari, aparținând comandamentului bazei 3 logistică, centrului 83 mentenanță Est, Batalionului 43 aprovizionare și transport Roman I Mușar. Marea unitate asigură executarea sprijinului logistic real, respectiv mentenanța și evacuarea echipamentelor militare, depozitarea și transportul materialelor tehnice și de intendență, a carburanților, armamentului și munițiilor. Zona de responsabilitate acoperă o suprafață de peste 40% din teritoriul național. Defilarea continuă cu detașamentul aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, sub comanda locotenentului colonel Cristian Sandulache, urmat de plutoanele cu militari. Astfel, plutonul cu militari din cadrul detașamentului de acțiuni speciale, sub comanda locotenentului Teofil Grigoraș. Plutoanele cu militari din cadrul comandamentului detașamentului 4 Jandarmi Roman, structuri de bază și ordine publică, comandante de plutonier adjunct Elena Mihai și locotenent Petrica Leșan. Defilează plutonul de paramedici și plutonul de subofițeri echipați în costum de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri roman.